numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, slăvit să fie Domnul. Nici nu știu ce mai caut eu aici. Fratele Cosmin Oțet și-a făcut treaba atât de bine. Mă gândeam așa că eu sunt obosit, cred că și voi. Câți dintre voi ați fost la școală astăzi, la cursuri? Mă dedic eu mâna sus. Ați fost câțiva. Și v-a plictisit profesorul, nu? Ei, eu o să încerc astăzi să nu vă plictisesc. I-am promis cu natul meu, Andrei Luca, care de-abia îl văd că stă acolo. I-am promis că nu o să fiu lung și o să fiu scurt. Și atunci au zis, bine, atunci vin și eu. Trebuie să mă țin de promisiune. Mă gândeam la ce a zis fratele Andrei, a plecat. I-am câștigat-o pe soția mea, fiind smerit. Când am cerut-o în căsătorie, i-am spus să se urce pe un buștean, în munții Rodnei, acolo sus, că îi fac o poză. Și i-am scos, în timp ce s-a sus, i-am scos inelul împreună cu aparatul. Și mă întrebam dacă eu eram omul mândru. Știi? Stai tu jos, eu mă urc pe buștean să fiu deasupra. Auzi, vrei să fii soția mea sau ți-o dau să fii soția mea? Oare și ea s-a fi ridicat așa pe vârful, da, dă-mi inelul. Oare eu mai câștigam? Eu cred că câștigi în lumea aceasta multe. Nu doar veșnicia, câștigi în lumea aceasta multe prin smerenie. Aș vrea, am selectat 10 citate a unor sfinți părinți cu smerenie. Și aș vrea să le împărtășesc cu voi. Iubește smerenia și ea te va păzi de păcate, spunea un anonim. În sufletele smerite se odihnește Domnul, spunea Sfântul Teodor Studitul. Înțelepciunea adevărată nu stă în discuții și în vorbe învățate, ci în smerenie, fericitul Augustin. Neprețuirea de sine înseamnă, în primul rând, a nu te socoti asemenea cu cineva și, în al doilea rând, a nu spune despre un lucru bun că l-ai făcut tu, anonim. Nici cel trufaș la cugetare nu-și cunoaște căderile sale, nici cel zmerit la cugetare virtuțile sale. Ava Ilia Edicul. Mândria încearcă să-și închipe o lume și să trăiască în ea. Smerenia primește lumea, așa cum a zidit-o Dumnezeu. Spunea preotul Sofroniel Sahrov. Nu orice om care petrece în liniște este zmerit cugetător. Dar orice zmerit cugetător petrece în liniște, spunea Sfântul Isaac Sirul. Nu pentru osteneri, ci pentru simplitate și zmerenie se arată Dumnezeu sufletului, spunea Sfântul Ioan Scăraru. 9. Nu te îngânfa și nu te înălța cu credința, ci în sfințenie petrece până, ci în zmerenie petrece până la ultima ta suflare. Și 10. Celui zmerit și blând, așezat, chiar și în iad îi este bine. Spunea Părintele Tadei. Asta mi s-a părut foarte interesantă și profundă foarte. Lecția zmereniei. În lumea greacă, Aristotel este cel care a definit virtuțile sau trăsăturile de caracter care îl făceau pe om mare. El așeza iertarea, dragostea, bunătatea, facerea de bine undeva pe lista lui foarte jos. Iar smerenia, nici nu mai lua în considerare, nici măcar nu se afla pe lista lui. Considerând că smerenia este doar pentru o caracteristică necesară doar sclavilor. Și oare așa să fie? Acest aur m-a ucis. Au fost ultimele cuvinte rostite de Jose Cubero, unul dintre cei mai străluciți matadori ai Spaniei, înainte să-și piardă conștiința și să moară. La numai 21 de ani cunoscuse deja o carieră spectaculoasă. La corida din 1958 a făcut o greșeală fatală. După ce am implantat odată sabia în taurul ce sângera abundent, văzând animalul prăbușit, s-a întors spre mulțime să-și primească ovațiile, iar în spatele lui, taurul, dintr-o mișcare rapidă, s-a ridicat în picioare și l-a împuns, perforându-i inima. Și a murit.
Tocmai când credem că am câștigat lupta și ne întoarcem spre mulțime, să ne primim onorurile, să ne primim ovațiile, mândria ne lovește la spate. Nu există credincios care să nu fi fost ispitit, fraților. Nu există credincios, nu există om care să nu fi fost ispitit de acest păcat al mândriei. Și așa cum am auzit în ilustrația de mai devreme, pericolul acesta al mândriei, știți când va dispărea? Când vom dispărea noi de pe pământul acesta? Pericolul acesta, ispita aceasta a mândriei, doar când vom muri, atunci vom scăpa de ea. Niciodată nu vei spune, am câștigat lupta cu mândria. Acum sunt un om zmerit. În primul rând, haideți să vorbim despre omul mândru și apoi vom vorbi și despre omul zmerit. Omul mândru este cel care mereu vrea să iasă în evidență prin orice. Uneori este chiar penibil prin felul în care vrea să iasă în evidență. V-ați citat la emisiunea Wow Biz pe Canal D. Acolo apare o doamnă, Iulia Albu se numește. Și femeia aceasta, că e expertă în fashion. Are școală pentru așa ceva. Și apare cu tot felul de animale de companie, cu porc, cu găină, în emisiune. În cap are de multe ori ca un cui de rândunici. Și am văzut odată cu niște fiare de la urechi care veneau așa ca niște mustațe. Și intră așa în platou cu nasul cu smerită. Voi nu sunteți îmbrăcați bine, voi nu. Când am văzut-o pe femeia aceasta, am zis, asta e mândria întruchipată. Sau v-ați uitat la Măruță. La Măruță apare Mihai Trestariu, care cică nu mai vrea să fie băiatul acela bun, băiatul acela zmerit. Acum vrea să fie băiatul acela rău, bad boy, mândru. Și își face poze în oglindă, doar în chiloți, și își arată mușchii, deși nu prea are, și își întinde părul cu placa, cum se întindea cu mai mulți ani, dar aici în spate e chel. Și prin tot felul de moduri în care lumea aceasta vrea să iasă în evidență. Și uneori sunt chiar penibile felul acesta în mândrie prin care vrea să iasă în evidență. Dar acestea au fost doar două exemple din lume, dragii mei. Dar de multe ori, chiar și noi credincioși, putem să cădem în pragul acesta mândriei și să avem dorința de a ieși în evidență prin fapte religioase, prin fapte bune, dar cu motivații păcătoase, cu motivații greșite. Omul mândru nu face faptele acestea ca să-i placă lui Dumnezeu. Slujirea, dragii mei, trebuie să aibă la bază o chemare. Slujirea trebuie să aibă la bază o chemare. De aceea spune Sfânta Scriptură că pe unii i-a dat proroci, pe alții i-a dat evangeliști, pe alții i-a dat prezbiteri și așa mai departe. Iar eu, când nu mă duc după chemarea lui Dumnezeu și fac altceva, chiar și un lucru bun, mă apuc să fac scenete, să fiu actor, mă apuc să cânt, să-l dau pe bucean, să dau poate, du-te mai încolo. Sunt lucruri bune, dar dacă vreau doar ca să mă vadă lumea, fac toate acestea de ochii lumii, cad în păcatul acesta grozav, care se numește mândria. Să vorbim puțin despre Facebook. Când îți iei o haină, când îți cumperi o haină și mergi cu gândul acesta, abia aștept să-mi fac o poză, să o postez pe internet, să vadă lumea ce haină mi-a luat. Dacă cumva să-ți vadă și eticheta. Când îți postezi vacanțele pe unde ai fost, doar cu gândul acesta să vadă alții pe unde am mai fost eu. Când îți faci poze cu bani, așa cum am văzut. Când îți faci poze cu alte lucruri. Caz în păcatul acesta. Unii întrec orice măsură, fraților. Își fac poze cu lucruri, cu case, cu mașini care nici măcar nu le aparțin. Și apoi vezi comentarii de genul, dacă ați văzut și dumneavoastră și voi, ce frumoasă mașină, ce faină culoare. Și el răspunde, o, da, când te fac o tură cu Ferrari-ul? Știi, dar mașina nu e altă.
Facebook-ul, iubiții Domnului, Facebook-ul poate deveni un instrument al celui rău prin care poți cădea în păcat. Poate deveni, nu spun că este, poate deveni un instrument al celui rău prin care poți cădea în păcatul acesta al mândriei. Iubiții Domnului, totul pornește din motivație. Ce mă motivează să fac lucrul acela? Ce mă motivează să fac lucrul acela? În clasele 9 și 10 mergeam la sală, în Zalău. Eram în liceu și mergeam la sală ca să arat bine, să impresionez fetele, să le agăț. Ba, mai postam, atunci nu era Facebook. Îmi postam pe High Five în Maieu. Așa, câte poze, pa, pa. Acum, de 3 săptămâni, am început, când mai am timp, așa, într-o seară, să mă duc câte o oră la sală, cu gândul de a arăta bine pentru soția mea și de a mai face mișcare toată ziua asta la birou. Acum consider că atunci păcătuiam. Acum consider că nu mai păcătuiesc. Vedeți? Totul pornește de la motivație. Întotdeauna întreabă-te, de ce fac lucrul acesta? De ce fac lucrul acesta? Omul mândru este acea persoană care se crede mai bun, mai deștept, mai frumos, mai și mai cucoar, așa cum se spune la noi în popor. Și cred că ați văzut astfel de oameni care, spun eu, sunt mai și folosesc punctul acesta mai. Aș vrea să vă spun o ilustrație. 4 persoane zburau cu un avion mic. Preotul, pilotul și 2 adolescenți, dintre care un adolescent câștigase premiul cel mai inteligent adolescent din lume. La un moment dat, pilotul îi spune că are o veste bună și un avion. Avionul se va prăbuși, dar am 3 veste de salvare. Adică unul din noi va muri. Pilotul a continuat și a spus, am 2 copii și o nevastă care mă așteaptă acasă. Apucare pe de-o parașută și a sărit. Al doilea, cel mai deștept adolescent din lume a intervenit. Îmi pare rău, dar eu trebuie să scap. Sunt atât de deștept încât s-ar putea să găsesc tratamentul pentru SIDA și pentru cancer. A luat o parașută și a sărit. Preotul s-a uitat lung la al doilea adolescent, mai rămăsese doar ei 2, și a spus, fiule, ia-te parașuta. Eu sunt în păcat cu Dumnezeu. Liniștește-te, părinte. Cel mai deștept adolescent din lume tocmai a sărit cu rucsacul meu. La un moment dat s-ar putea prăbuși toată mândria noastră. Așa cum vom vedea că s-a prăbușit și mândria lui Iacob, dacă vom mai avea timp și-mi permite Andrei. La un moment dat vom vedea că se va prăbuși toată mândria noastră. A fost o perioadă în viața mea când mi-am propus să fiu mândru. Și ce am făcut? Am zis că nu mai vorbesc cu oamenii. Sau dacă vorbesc, le răspundeam așa foarte tăios. Nu mai băgam de oameni în seamă. Am considerat că asta o să-mi facă bine și cumva o să fiu apreciat. Și mi-am revenit din perioada aceea, deoarece nu-mi stătea în fire, nu-mi stătea în caracter să nu fiu un om sociabil. Eu sunt, de felul meu, un om sociabil. Dar am stat și am analizat pierderile. Cred că am pierdut multe relații de prietenie sau posibile relații de prietenie prin felul acesta, prin perioada aceea în care eu mi-am propus să fiu mândru. Apostolul Pavel avea un țepuș din partea Domnului, ca să îl țină acolo, lângă Domnul, ca să îl țină smerit. M-am gândit de multe ori că Dumnezeu mi-a lăsat accidentul acesta cu ochiul încă din perioada copilăriei mele, ca să rămân un om smerit, ca să nu fiu cu nasul pe sus. Întreabă-te, cercetează-te, întreabă-te ce lucru a lăsat Dumnezeu în viața ta, ca să te țină lângă El, să te țină smerit. Sunt convins că în viața fiecăruia din locul acesta, Dumnezeu a lăsat un țepuș, fără de care
ai fi fost astăzi mai mândru. Eu știu ce ți-a pus Marisa Dumnezeu și mulțumește lui Dumnezeu pentru țepușul acela. Poate fără țepușul acela, fără lucrul acela, nu vei ajunge în împărăția Lui. Mulțumește din toată inima lui Dumnezeu prin faptul că te-a smerit atunci sau ți-a lăsat un lucru în viața ta care te ține smerit. Să trecem la omul smerit. Îmi place mult afirmația lui Ioan Botezătorul: eu trebuie să mă micșorez ca El să crească. Eu trebuie să mă micșorez ca El să crească. Și spunea o frate de la Bucium, asta sora Corina mi-a spus-o, că ea de la Bucium, mi-a spus chestia asta tare, care mi-a plăcut și mie. Spunea o frate de la Bucium că de când s-a născut Domnul Iisus Hristos, ziua a început să crească. Iar de când s-a născut Ioan Botezătorul, ziua a început să se micească. Calendaristic vorbind. Mulțumesc. Calendaristic vorbind. Mi se pare o idee foarte faină. Eu trebuie să mă micșorez ca El să crească. Și Domnul să ne ajute. Omul smerit este omul care știe că totul, absolut totul, îi datorează lui Dumnezeu. Să recunoști în viața ta că tu nu poți, că El poate. Asta înseamnă să fii smerit. Că îi datorezi totul lui Dumnezeu și că recunoști în viața ta, tu nu poți, că El poate. Asta înseamnă să fii smerit. Soarta întregii creații a lui Dumnezeu, soarta noastră, a oamenilor, a fost salvată prin actul acesta al smereniei. Dumnezeu s-a dezbrăcat de sine și a luat trupul acesta de om, ne spune Sfânta Scriptură. Nu știu, ca să fac o comparație, gândiți-vă la cel mai bogat om din lume, care renunța la tot și a dormit în canal și a umblat contraband. Asta e o comparație foarte palidă, în comparație cu ce a făcut Dumnezeul nostru pentru noi. Și actul ăsta era necesar să se facă, pentru că printr-un act de mândrie nesăbuit, Lucifer a pretins că este Dumnezeu, că ar fi vrut să fie Dumnezeu. Și numai prin două cuvinte, eu sunt, atât a zis Satana, eu sunt. Ar fi vrut să zică, eu sunt cel ce sunt, Dumnezeu. Dar a căzut. Și vă închipuiți, s-a pedepsit în forma cea mai cumplită și cea mai grozavă. Astăzi, oamenii care sunt mândri și spun că eu nu am nevoie de ajutor, eu nu am nevoie de un salvator, eu mă descurc bine, eu sunt moral. Astăzi, oamenii aceștia se pedepsesc în forma cea mai cumplită și cea mai grozavă. Deci a fost necesar ca Mântuitorul nostru să se smerească, pentru că smerenia este singura forță care poate libera orice suflet. Noi, ca să putem fi alături de Hristos, va trebui să purtăm aceeași ideată. Dacă Domnul s-a smerit pentru noi, El care, a Lui este toată creația, a Lui este totul, El s-a smerit, noi atât mai mult, ca să fim cu El, cu Domnul Iisus Hristos, va trebui să purtăm aceeași identitate care L-a caracterizat pe smerenia. O să vă aduc în față două imagini a Sfântului Apostol Pavel, nu la propriu, ci la figurat, că nu am imaginile la mine și nici nu știu cum arăta Sfântul Apostol Pavel. În Faptele Apostolilor, capitolul 27, Pavel era pe corabie cu alți oameni care treceau printr-o situație dificilă și se temeau că vor muri oamenii aceștia. La un moment dat merge Pavel la ei și le spune: nu vă temeți, nu vă pierdeți inima, mâncați, fiți cu inima, veseliți-vă, faceți, stați liniștiți. Un înger mi s-a arătat și mi-a spus că nu va fi nicio pierdere în afară de a corabiei. Au scăpat 277 de oameni. Când au ajuns la mar, cu siguranță acești oameni l-au privit pe Apostolul Pavel ca pe un zel. Dar ce făcea Pavel? Stătea să fie admirat, stătea să fie aclamat de oamenii aceștia care probabil îl priveau ca pe un zeu. Nu. El adună niște breascuri, niște mărăcini și începe acolo să facă un foc. Își continuă viața ca și cum nimic extraordinar nu i s-ar fi întâmplat.
De exemplu, predici o predică bună. Te dai jos de la amvon și aștept să fii aclamat. Aștept să fii apreciat, să fii admirat. Nu! Se termină adunarea și începi să strângi boxele, să strângi taburile, așa cum face fratele Lucian. Acum l-am dat exemplu, pentru că nu e aici și nu mă aude și nu se mândrește. Dacă era aici, nu-l dădeam exemplu. Nu, încep să faci lucrurile acestea. Poate să faci curat, așa cum l-am văzut pe un frate în Moldova. El a prezentat, el a făcut toate acolo, la sfârșit, când lumea socializa și mergea, el începea să adune de pe jos, să facă curățenie. Îți continui viața ca și cum nimic extraordinar nu s-a întâmplat. Ce bine este să fii smerit. Indiferent de ce ți s-a întâmplat în viața aceasta, tu să rămâi la fel. Am fost promovat. Câștig mai bine. Anul acesta am note mai bune. Mi-a lăsat mătușa Tamara o avere. Sau alte lucruri care nu ți afectează caracterul. Care nu ți afectează atitudinea. Și tu rămâi același om smerit, ca înainte. Asta e mare. Și a doua imagine, tot în Faptele Apostolilor, capitolul 14, în timp ce Sfântul Apostol Pavel predica, a văzut un om care ședea jos și l-asculta. Omul acesta era o loc din naștere. Când l-a văzut, Sfântul Apostol Pavel i-a spus, i-a ordonat, ridică-te în picioare. Omul acesta s-a ridicat, drept în picioare, și mulțimea, când a văzut lucrul acesta extraordinar, au început să strige. Zeii s-au coborât la noi în chip omenesc. Pe Baraba îl numeau Jupiter, iar pe Pavel îl numeau Mercur. Vă dați seama ce viață regească putea să ducă Pavel dacă ar fi acceptat să fie considerat zeu. Păi oamenii aceștia erau în stare să facă totul pentru Apostolul Pavel. Îl vedeau ca pe un zeu. Ba chiar au început să-i aducă jertfe imediat. Dar când a văzut Sfântul Apostol Pavel că a început să-i aducă jertfe, să fie aclamat, a spus, oameni buni, opriți-vă! Și noi suntem oameni, ca și voi. Sfântul Apostol Pavel nu a căzut în păcatul acesta al mândriei. Și a continuat să se vadă pe el slab și pe Dumnezeu tare și mare în viața lui. Aplicație. Vom rămâne noi oamenii aceia smeriți sau suntem noi oamenii aceia smeriți indiferent de perioadele bune ale vieții prin care ne trece Dumnezeu pentru că El ne-a binecuvântat. Vom rămâne noi, oamenii aceia smeriți, indiferent de ce lucru extraordinar, profitabil, ți s-a întâmplat în viața aceasta. Sau vom uita de Dumnezeu și vom începe să ne lăudăm ce mari și tari suntem și câte am realizat noi în viața aceasta. Dumnezeu să ne ajute, fraților, să rămânem oamenii aceia smeriți. Nu o să mai trec la Iacov, deoarece timpul nu mai permite, dar aș vrea să rămânem oamenii aceia care suntem gata să facem orice pentru a rămâne smerenie. Să nu dorim, să nu avem dorința aceasta de a ieși în evidență. Mereu să fim mai presus decât altul, ci să ne uităm la Domnul Iisus Hristos, care a spus că învățați de la mine, că eu sunt smerit și blând cu inima. Am învățat noi de la Domnul Iisus Hristos smerenia aceasta. Dumnezeu să ne ajute. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.